Vestea cumplită i-a lovit ca un fulger pe toți cei apropiați lui Alecu Drăgoi. Președintele PSD, Florin Cârciumaru, afirmă că Alecu a fost omul care a menținut armonia în partid. Pentru noi, pentru toți membrii PSD, este o mare tristețe prin faptul că domnul Alecu Drăgoi, un coleg de fapt de excepție, dispare dintre noi. Regretăm cu toții pentru că dânsul prin ceea ce a făcut, prin atitudinea pe care a avut-o față de noi zi de zi, prin comportamentul pe care l-a avut atât în societate cât și în rândul Partidului Social Democrat, tot timpul a fost o fire veselă, o fire care efectiv lângă care nu puteai să fii supărat. A fost un om de excepție în calitate de coleg de echipă. Prefectul Ciprian Florescu și președintele Consiliului Județean Cosmin Popescu au așteptat cu sufletul la gură la spital pentru a primi o veste bună de la medici. Din păcate, veștile au fost altele. A fost o veste care, sigur, pe toți ne-a lovit. A fost un moment extrem de greu pentru fiecare din noi, cei care l-am cunoscut pe domnul Alecu Drăgoi. Un om sub ochii căruia au crescut mulți din tinerii politicieni și care era de fiecare dată sarea și piperul oricărei întâlniri, indiferent că erau ele oficiale sau mai puțin cu caracter oficial. Am sperat pentru că a fost un om care a fost apropiat de aproape toată lumea care activează fie în administrație, fie în politică, un om care a fost prieten cu foarte mulți, indiferent că făceau parte din partidul său sau din alte formațiuni politice. Un șoc, pentru că e o tragedie, îmi pare nespus de rău, transmit și eu sincere condoleanțe familiei, suntem alături de Ionuț, suntem alături de familie și acum și în viitor ne pare sincer rău. E un coleg bun, a fost un coleg apropiat și, din păcate, viața este dură. Când ați vorbit ultima dată? Cred că săptămâna trecută. Am fost implicați în campaniile locale, am fost împreună la Drăguțești de foarte multe ori și, da, e dificil de vorbit. Cu tristețe în voce și președintele PSD Târgu Jiu, Aurel Popescu, a declarat că regretă decesul colegului său. De altfel, Aurel Popescu a fost cel care a anunțat familia vicepreședintelui PSD de cumplitul accident. Regret nespus de mult trecerea în neființă a domnului Alecu Drăgoi, un prieten adevărat, un coleg adevărat, un om de mult bun simț pentru noi toți. N-am crezut că se va ajunge în această situație, în situația de a-l trimite pe Ionuț să fie alături în momente grele până chiar care au condus la decesul tatălui său. Regret tare mult cele întâmplate, regret faptul că Alecu ne-a părăsit mult prea devreme. Alecu Drăgoi a decedat la vârsta de 66 de ani. Acesta va fi înmormântat în localitatea de domiciliu Curtișoara.